A scris istoria la Dinamo, iar acum s-a întors în locul în care îi trezește multe amintiri din perioada în care juca fotbal. Marius Nicolae a vorbit pentru prima dată despre accidentările care i-au pus punct carierei. Ce înseamnă pentru tine Dinamo și astăzi? Acasă. Acasă, aici, nu? Mă simt acasă. Majoritatea, adică parte din copilăria mea, mi-am petrecut în acest parc. Marius, astăzi conduci și ai venit practic la bordul, la volanul unei mașini foarte tare. Este mașina pe care tu o conduci, de altfel eu știu că tu ești pasionat de autoturisme. Vorbește-mi puțin despre mașina pe care tu o conduci. Ce brand este, când ți-ai cumpărat-o, de ce ți-ai luat-o? În primul rând e brandul meu favorit, ca să zic așa, marca favorită, nu brandul. Mercedes, mi-a plăcut dintotdeauna. Ai rămas fidel Mercedesului dintotdeauna? Ai avut numai Mercedesuri? Nu, am mai schimbat, dar... Ai mai alternat? Da, în mare parte, majoritatea mașinilor au fost marca Mercedes. Ok. Și mai ales AMG. Adică are pachetul ăla sport, ăla șmecher, cum s-ar zice. Da. Citeam un interviu pe care l-ai dat tu acum ceva timp și erai pasionat de mașini cu mulți cai putere încă de când erai mai puș, să spun așa. Cumva citeam că ai avut la un moment dat o mașină cu 600 de cai putere. Asta câți cai putere are? Are 450. A, deci e o diferență mică, să spun așa. Aproape 450. Este ok la și mărimea ei, este ușoară. Fuge foarte tare, nu putem să... Da. Nu pot, adică să merg la capacitatea maximă datorită și drumurilor, că este o mașină foarte sport și joasă. Cred că doar dacă ești cu ea din țară ai putea cumva să o testezi, da, la capacitățile deja am schimbat ei două cauciucuri pe față. Ne atent la gropile pe care le avem în București. Dar sunt foarte, foarte mulțumit de această mașină. Eu până la vârsta de 14 ani, de la 9 ani, am făcut concomitent și judo și fotbal. Uh-huh. Practic n-aveam copilărie pentru că mama era foarte riguroasă cu școala și mulțumesc pe această cale din nou. Trebuia să învăț foarte bine la școală, am fost primea bă în clasa 7-a. Altfel nu mă lăsa sub nicio formă, nici la judo, nici la fotbal. Și atunci... Cred că ți era foarte greu. Mi-era foarte greu, da, mi-aduc aminte că îmi făceam temele în metrou, eu fiind stândul militar, venind până în Ștefan cel Mare, era o distanță destul de lungă și îmi făceam temele pe metrou. Deci v-a adus o viață grea, să zic așa, la modul că nu aveam timp, practic, să copilăresc. Spuneai de faptul că mama ta este cea care îi mulțumești astăzi pentru omul care a ajuns, da? Și pentru faptul că ai putut să le faci pe toate. Contează să ai sprijinul părinților sau sprijinul oamenilor dragi atunci când vrei să îmbrățișezi o carieră în fotbal? Clar contează. Pentru că știi că în zilele de astăzi sunt mulți părinți care spun, hai, lasă cu fotbalul, du-te, fă-te medic, fă-te, nu știu, orice altceva. Nu, chiar m-au susținut, tatăl meu fiind un fost sportiv. Asta, da, și de-aia am început și cu judo. Și am crescut cu mentalitatea, nu există, nu pot, există, nu vreau. Uh-huh. Și tocmai de-aia au pulsat și pe școală și făceam și cele două sport în concomitent și chiar nu-mi pare rău că de nimic, de absolut nimic și le mulțumesc pentru că m-au susținut și m-au ajutat chiar că n-am avut nevoie. A existat vreun moment în cariera ta, în drumul tău spre succes, în care ai fost la un pas să renunți? Da, o singură dată, la a patra operație. M-am făcut una după alta, la 3 luni, parcă m-am accentat la celălalt picior și trebuia să mă operez din nou și atunci am avut așa, mi-a trecut prin gând, dar nu, m-am gândit că sunt alți oameni care merg, sunt în cărucior cu rotile și atunci eu sunt un om care încă pot să merg, pot să joc fotbal și atunci nu are rost.